Rusia terorizează populația ucraineană cu drone kamikaze cumpărate din Iran. Expertul militar Ruslan Puhov, care lucrează pentru Ministerul Rus al Apărării, a recunoscut în direct că dronele sunt iraniene, chiar dacă autoritățile neagă acest lucru. Totuși, Puhov a făcut acest lucru din greșeală. Moscova neagă achiziția dronelor din Iran. Purtătorul de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov, afirma acum 3 zile că armata rusă folosește doar tehnică militară produsă în Rusia. Iar purtătoarea de cuvânt de la externe, Maria Zaharova, acuza Statele Unite de dezinformare. Iranul la fel neagă faptul că aprovizionează Rusia cu arme. Mai mult, reprezentantul Federației Ruse la ONU, Dmitri Polianski, a reiterat astăzi poziția oficială a Kremlinului. Expertul militar Ruslan Puhov a declarat însă că dronele kamikaze au fost cumpărate din Iran, fără să-și dea seama că tot ce vorbește este transmis în direct. Как, в принципе, изменится мировой рынок, спросим у эксперта в нашей студии Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегии и технологий, член общественного совета при Министерстве обороны России. Руслан Николаевич. Сильно лодку раскачивать не будем, поэтому я очень прошу вас сильно на этих иранских, потому что это классика истории. Жопа есть, а слова нет, да? Мы все знаем, что они иранские, но власти не признали. Руслан Николаевич.